Bună seara, stimați telespectatori, la o emisiune, scoate, așa, mulțumesc, la o emisiune Sara pe deal, care a început cu o eroare de grafică, dar nu, asta e cel mai precar lucru din emisiunea noastră. Starea sănătății mele, să zic așa, este ușor precară pentru că sunt groaznic de răcit, dar asta nu mă împiedică să fiu prezent la datorie pentru a realiza o emisiune de interes pentru dumneavoastră, cetățenii Sucevei. Și aici, când vorbesc de cetățenii Sucevei, mă refer în special la municipiul Suceava și zona metropolitană din jurul municipiului Suceava. O emisiune în care discutăm despre cum evoluează proiectele în zona Sucevei. Și aici, sigur, putem vorbi de parcarea din centrul Sucevei, care nu este de interes doar pentru locuitorii municipiului Suceava, pentru că treabă la Consiliul Județean sau la Prefectură au și oameni din alte localități și se izbesc de aceeași problemă, lipsa locurilor de parcare. Sigur, putem vorbi de groapa de gunoi ecologică, care nu este doar problema locuitorilor municipiului Suceava, așadar, vorbim de proiectele europene aflate în derulare, care în sfârșit se apropie de final, deși credeam că aceste proiecte europene demarate la Suceava sunt ca luminița de la capătul tunelului al lui Victor Ciorbea, dacă vă mai amintiți acel personaj strâmb la ochelari. Îl țineți minte? Pe personajul ăla strâmb la ochelari? Da. Dar în seara aceasta avem drept invitat un primar drept la ochelari. Bună seara! Bine ați venit! Să vă un compliment! Păi, e un compliment pentru că aveți, într-adevăr, ochelari. Mai țineți minte pe domnul Ciorbea cum era așa? Cu ați pierdut onorul. Nu, eu cred că... Da, cineva ne de ochiat seara asta, mi-a căzut. Eu răcit, dumneavoastră de ochiat, da. Dai dăm drumul la treabă, n-avem ce face. Bună seara, dragi Severi, bună seara, domnule Bogdan Gheorghiu, bine v-am regăsit. Domnule primar, proiectele europene pe ultima 100 de metri e titlul emisiunii noastre. Noi credem din tot sufletul că așa este și sperăm să nu ne înșelăm. Spuneam că aceste proiecte aveam senzația cu toții că nu se mai termină niciodată. Aveam senzația că sunt ca lucrurile alea care încep și nu le mai vezi capătul. Ca autostrăzile din România, cum la un moment dat credeam noi că gara din Burdujeni nu se termine niciodată. Da. Acum vedeți și cu șoseaua de centură ce se întâmplă, că tot așa suntem într-o zonă în care practic s-au sistat. Dar, din fericire, putem vorbi și de proiecte care merg până la capăt, până la 100% fază de execuție, ca să zic așa. Da, dumneavoastră sunteți un soi ca Toma necredinciosul din Biblie. Ca tot pățitul, acum, știți? Acum le puteți vedea, se pot palpa, atât cât discutăm despre parcări, a spus dumneavoastră, cât și de asemenea, dacă ne uităm la axul principal, se poate observa și cei care circulă prin Suceava, că lucrările sunt pe finalizare, ca să spun așa, inclusiv în ceea ce privește ridicarea acestor capace de nivel și capace la nivel și de asemenea marcajele care se fac, modernizarea intersecției din zona Petru Rareș cu strada Milăuț. Eu îmi permit să spun că aici o lucrare bună și cred că este, nu că cred, este cea mai amplă lucrare de asfaltare, de modernizare de rețele rutiere care s-a făcut de după Revoluție. Apropo de Toma necredinciosul, într-adevăr, se vede, dar noi, cei care trăim în România, suntem pățiți și putem avea nefericita ocazie să asistăm la utopii de genul parcarea e gata, dar nu e dată în folosință că n-are burlane. Știți că se întâmplă în România treburi de astea. De aia zic, proiecte executate 100%, că sunt proiecte multe în România duse, 95-96, care stau înțepenite. Uitați centura care e aici aproape. Da, este un lucru care, mă rog, dureros pentru mine. Vreau să vă spun că, așa cum se știe, am fost la sfârșitul săptămânii trecute la Hram la Chișinău, iar în drum spre Albița, am mers pe ruta ocolitoare de la Iași. Și mă doare sufletul pentru că noi am pornit ruta ocolitoare a Sucevei cu 2 ani de zile înaintea Iașului. Vă spun, în anul 2007, când deja la noi era aprobată, era făcută proiectarea, Iașul nici nu avea aprobată ruta ocolitoare. Iată, cea de la Iași a fost finalizată, se circulă pe ea. La noi încă nu. Sigur, au fost niște cauze obiective, au apărut niște alunecări de teren în deși zona. Deși ne-a lucrat o firmă din Iași, nu?
Nu știu cine lucrează. Nu cred în Iași. Nu era Iași? Parcă din Galați. În Galați, da. Deci au fost niște alunicări de teren, au fost necesare lucrări suplimentare neprevăzute în proiect, în zona aceea, dar s-au alocat și sume suplimentare. Sigur, am văzut și niște poziții prin presă legate de sumele de acolo. Proiectul este 100% al Guvernului, al Ministerului Transporturilor, primăria fiind beneficiarul. Vreau să vă spun că am, mă rog, toată credința că această lucrare va fi gata. Am avut discuții și cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Cătălin Nichifor. Aștept, vă spun la modul sincer, să se încheie această campanie electorală, asta este realitatea, iar după alegeri să vedem ce putem face în așa fel încât să, indiferent ce guvern va fi, să ne folosim de toți parlamentarii care vor reprezenta județul Suceava, în mod special municipiul Suceava, în așa fel încât să facem un front comun, să obținem fondurile necesare pentru finalizarea rutei ocolitoare. Un proiect foarte important care, așa cum a spus și dumneavoastră, nu are un efect numai la nivelul municipiului Suceava. Este vorba și de cei care vin în Suceava, cei care tranzitează o parte de județul Suceava și măsura în care vom reuși să scoatem acest trafic greu din oraș, va fi un pas înainte pentru ceea ce ne dorim cu toții, să avem un oraș mai puțin poluat, un oraș mai verde, ca să spun așa. Sigur, și pericolul nu este doar, nu constă doar în neterminarea acestei lucrări, care am zis că e executată în proporție de aproape 80%. Am văzut recent pe Discovery un documentar numit Lumea fără noi și arăta cam cum ar evolua lumea dacă ar dispărea omenirea de pe pământ. Păi vreau să vă spun că maxim 100 de ani, în cele mai mari orașe din lumea asta, unde sunt mii de hectare de betoane, ar fi în centru mlaștini, animale care pas, deci lumea, natura foarte repede ar evolua și ar acoperi tot ce a făcut omul pe pământ. Și șoseaua asta de centură, știți, e cam ca în filmul ăla, Lumea fără noi, că am văzut că, am zis că acum Gypsy King se aleargă cu balustradele în căruțe, au început să se miște deja, că profită de faptul că da, într-adevăr, nu prea e păzită, iarăși, nu am înțeles. Și mă întorc și spun, este o investiție a celor de la Ministerul Transporturilor și inclusiv costuri legate de pază, dacă discutăm de conservare, deși eu cred că nu este cazul, pentru că am zis că sunt speranțe să mai lucreze constructorul, măsura în care se mai poate și, repet, am toată convingerea că în conservarea presupune niște costuri mai bine, da, să o termin. În primăvara anului viitor va fi finalizată. Eu zic că până în prezent, în măsura în care dumneavoastră ați văzut lucrarea parțială de acolo, este o lucrare bine realizată și de o arhitectură deosebită cu acele viaducte și un peisaj deosebit, inclusiv din partea de traversarea râului Suceava în zona Pătrăuț, cât și sau mai ales în partea Acicadar, acolo unde sigur este da, suspendată. Avem acești concitadini de zona metropolitană din zonele Pătrăuț și Șcheia, care sigur sunt iubitori de fier, în general, iubitori de cupru. Știți foarte bine, dau atacul la linia ferată, la poduri, tot ce da, ce e ferătane și poate fi cărat. Și de aceea sigur că mai trebuie și apărată de... Da, eu, așa cum spuneți dumneavoastră, am mai trăit episoade de astea în care oamenii își pierdeau răbdarea și, mă rog, aveau o doză de neîncredere care își firească și normală și vă pot da mai multe exemple. Dacă discutăm de strada Cernăuț, uite, domnul primar, asta e de campanie electorală, nu o să o faceți niciodată. Iată că am făcut-o și eu zic că este o stradă modernă, mi-aș dori ca toate străzile din Suceava să fie modernizată ca strada Cernăuț. Și multe alte lucruri. Eu știu bulevardul proiectul principal, ăsta care acum e proiectul principal, la fel, sigur că ele lucrurile ăsta e gata, nu mai puneți alt asfalt. Nu. L-ați mai asfaltat toată și l-ați trasat în aceea a fost pentru toamna trecută. Iarna trecută a fost o lucrare parțială de... Și acum au venit alte straturi, nu? Da, am venit încă două straturi, strată de uzură și un strat de protecție deasupra și acum este marcată, lucrarea este la final. Și astea sunt marcaje care țin, care alte nu prea au țin, că erau provizorii. Da, erau provizorii. Cel puțin aceste marcaje încă nu sunt gata, sunt și, bine, la faza finală o să fie marcaje la sol și de avertizare, de atenționare. Știu că e făcută cu vopseate aduse din import, de calitate. Eu am convingerea că o să fie treaba adică bună. Adică nu credeți în lucrurile românești? Ba da, nu vorba. Ați spus că e din import? Că dacă vopseaua e adusă din import... Adică de calitate. Da, dacă, dacă nu era din import, nu era de calitate. Așa s-a justificat faptul că a întârziat două săptămâni din momentul în care s-a lansat comanda, firma care a executat aceste lucrări a spus că trebuie să aprovizioneze cu vopsea din import. Nu știu dacă în România noi avem vopsele mai bune sau mai puțin bune, dar eu nădăjduiesc
și se poate observa, aici o treabă bună și chiar dacă pe anumite porțiuni aceste ridicări de capace la nivel dă impresia că e mai puțin mai ridicat, se simte la roata mașinii, el în timp se mai tasează, că am discutat și eu cu constructorul, asta e tehnologia, spui cu 1-2 mm deasupra sau, mă rog, 2 centimetri, mm. Poate. Sau milimetri, nu știu. Milimetri, nu, centimetri mult, domnul Bogdan. Mult? Centimetri, da? Da, centimetri mult. Deci e puțin mai ridicat față de nivelul șoselei, în ideea că el se tasează și atunci se va ajunge la nivel, la un nivel perfect, ca să spun așa. Sigur, și se oprește aici modernizarea Sucevei, că la un dat dumneavoastră ne povesteați de faptul că și George Enescu va deveni mai larg, cu mai multe locuri de parcare. Da, noi am aprobat luna trecută proiectul în Consiliul Local, avem făcut proiectul, studiu de fezabilitate, PTO, proiectul tehnic, am avut discuții la București, la Piatra Neamț, din zi în zi urmează să depunem proiectul la mod oficial, eu sunt convins că o să putem să promovăm și partea a doua acestui proiect de modernizare a străzilor, așa cum am spus, într-un primul rând cartierul George Enescu, strada Universității, dar și strada Mihai Eminescu Mărăști, în zona de la Baia Publică până la intersecția cu cartierul George Enescu și finalizarea drumului european 85 pe străzile Traian Voia, Cernăuț, Grigore Alexandru Ghica. Dacă ne ajută Dumnezeu să facem aceste modernizări la fel cum le-am făcut pe Selaxul principal, ar trebui ca mari arterele principale din Suceava să fie modernizate banii europeni, rămânând să ne îndreptăm atenția la străzi, străduțe, alei, care sunt la fel de importante, dar sigur ele nu pot fi reparate pe fonduri europene, având în vedere faptul că pe fondurile europene sunt și standarde, străzi de categoria 3-4, care înseamnă ecartamentul. Da, cu scurgeri. Eu am văzut lucrările, că una este să le vezi la știri și alta să mergi acolo, la fața locului. Da. Am fost recent așa într-o plimbare și am văzut lucrările finalizate nu de mult în Burdujeni sat. Da. Drumuri care se știe că mergeai spre Brutărie, dincolo de secția de psihiatrie, așa, era balast, nu mai era asfalt. Și acum e dus până pe deal. Nu a fost betonat niciodată. Strada Plevni, spuneți dumneavoastră, dar cred că lucrarea cea mai spectaculoasă s-a făcut pe strada Victor Babeș. Vă spun, era o stradă cu o pantă foarte mare. Când erau ploile de toamnă, nu puteai să urci picioare. Alunicai, vinea mâl, pietriș, aluviuni. Eu zic că am reușit și am asfaltat trei străzi foarte importante din cartierul Burdujeni Sat și zic că s-a făcut o treabă de calitate. Și execuții dificile, datorită reliefului. Reliefului, pantă, așa mai departe, înclinări, rigole de preluare a cursurilor de apă și aici discutăm de Victor Babeș, de Plevne și de capitan Grigore Andrei. Mai sunt și alte străzi care sunt în vizorul nostru și aici mă refer în primul rând la străzile care la fel n-au fost asfaltate niciodată în Dobrile Eugen, de exemplu, din Burdujeni, în sat, la fel o stradă foarte lungă, foarte importantă și foarte greu accesibilă atunci când plouă sau în condiții vitrice din punct de vedere al ploilor sau al zăpezilor. Urmează ca anul viitor, în mod special Dobrile Eugen, să reparăm, la fel să o facem, să o modernizăm, practic să o reparăm, și alte străzi care sunt importante în cartierul Burdujeni Sat. Sigur că sunt străzi importante care adună fluxul de circulație, că și eu mi-aș dori ca toate cele, eu știu, 25 străzi din cartierul Burdujeni Sat să fie asfaltate la cheie. Nu e vorba de dorința sau primarului, e vorba de voința din punct de vedere financiar și aici din nou revin și spun că străzile mai înguste nu pot fi asfaltate banii europeni, trebuie să facem străzi mari pe care să încercăm să modernizăm străzile adiacente, străzile care adună fluxurile de călători. Dar George Enescu e o stradă principală. E un bulevard. E un bulevard, este un bulevard, un bulevard care, din păcate... Un bulevard are patru benzi, domnul. Da, și are patru benzi. Are patru benzi, numai că, din păcate, asta spuneam, din cele patru, două sunt circulate. E un bulevard care funcționează ca o stradă. Ca o stradă, da. Din cele patru benzi, pe majoritatea părțiunii de bulevard... Bine, are minimum patru benzi, că poți să aibă 8, poți să aibă 16. Da, bine, bulevard, discutam de bulevardul George Enescu, mai ales pe o porțiune, dacă discutăm de la intersecția la catedrală până jos la oficiul de calcul, pe parte și pe alta, câte o bandă este ocupată mai tot timpul. Și restul bulevardului de acolo mai au posibilități de parcare printre... eu știu, blocuri, ca să spun așa, sau în zona Curcubeului, mai sunt acele parcări laterale, într-o parte sau alta. Acolo mai grave când vrea cineva să facă stânga către, eu știu,
fostul industrial 3, cum se numește acum, mai e un deștept care parchează exact acolo în intersecție și nu poate fi ocolită la care face stânga plină. Eu zic că cu acest ax principal s-au făcut și niște fluidizări de trafic, începând cu aceste sensori giratorii și vreau să vă spun că toată lumea civilizată, am văzut să fluidizarea traficului se face prin sens giratoriu. Dumneavoastră sigur este lucru, dumneavoastră primăria, aveți sigur câteva lucruri care ar trebui perfecționate. De exemplu, în municipiul Suceava nu există niciun semn care să, cu semnificația drum cu prioritate. Deci avem stop, cedează, trecea, dar ăla de pe bulevard n-are, știți, rombul ăla. Da, asta... e drumul european, de regulă, e drumul cu prioritate, sigur că... Lucrul ăsta trebuie semnalizat pentru cei care nu sunt din Suceava. Ca care nu sunt din Suceava, da. După aia mai e o problemă cu aplicarea lucrurilor pe care le faceți dumneavoastră bune. De exemplu, ați făcut foarte bine trecerea aia din spatele casei de cultură, deblocând acolo o zonă congestionată. Și foarte frumos ați făcut aici pentru mașini și aici pentru pietoni. Din păcate, pietonii circulă pe partea pentru mașini, mașinile trebuie să frâneze, se enervează, claxonează. De acolo ce? Că și trotuar este făcut. Ca să o ia pe trotuar trebuie să urce două scări. Și ca să urce alea două scări de lene, o iau pe acolo. Părerea mea, ca și cetățean, domnule Lungu, să nu vă spărați când vreți să am o părere de cetățean. De exemplu, când se întâmplă o noutate de asta și lumea nu e obișnuită, că trece pe acolo și nu dincolo. Domnule, săptămâna asta câte un polițist de ăsta comentează, spune, alo, domnul, pe acolo mașină, dumneavoastră pe aici pietoni. Și dacă îi duci așa o săptămână, după aia oamenii le intră în reflex. Noi, pe, știți, v-am dat un exemplu concret și mai sunt lucruri de astea. De exemplu, sensuri unice le faceți, dar știți care e problema? Ăla care stă acolo și îl vezi așa că e alb la tâmplă, el de 20 de ani mergea în partea aia, nu mai e greu să se dezvețe. Nu, da, mai sunt și... Eu ca șofer vorbesc, că dau eu nas în nas cu ei. Și eu îi fac sens unic. Și el îmi face semn, lasă, și ce? Și la Sfântul Ioan nu prea respectă de multe ori, să știți. Eu vreau să vă spun că aveți dreptate pe principiu și ce a spus dumneavoastră se va întâmpla odată cu punerea în funcțiunea parcajelor subterane. Când nu am mers, nu sancțiuni, dar un polițist nu a prins prezența lui. Da, da, domnul Bogdan, eu aici am avut totdeauna un principiu și respect și astăzi. Nu vreau să dau amenzi absurde, ca să spun, omul nu are alternativă și o să absurd. Spun de ce ai parcat? Nu, dar când mergi pe sens unic, în sens invers, aia nu mai e... Nu, dar eram, discutam zona centrală și vă spuneam foarte clar, vom amenda. Deci n-am fost adept a da amenzi la oameni, amendări, fie că sunt, eu știu, pietoni sau șoferi, dar vom aplica foarte strict staționarea în zona parcărilor subterane, având în vedere faptul că avem alternativă, având în vedere faptul că vom lăsa și lucrăm la un regulament și în noiembrie, vom intra cu el în Consiliul Local, el este controlat în linii mari, deci vom da posibilitatea câteva ore să stea omul liniștit fără niciun fel de plată acolo. Poate exact. Din punctul ăsta de vedere, poate că ați fost și prea blând dumneavoastră ca primar, că nu odată ați spus că nu sunteți adeptul amenzilor, dar nu uitați că și colegii din presă au scris, au arătat de multe ori pe prima pagină că ați făcut sensul la giratorii pe acolo, pe la Casa de Cultură. Mașini parcate care efectiv blocau circulația, că intrase una la sala de fitness din Casa de Cultură sau altul intrase să se tundă, să se bărberească la frizeria de sub redacția Monitorului, știți? Adică, domnul primar, totuși nesimțirea asta trebuie amendată, nu? Unii parchează în mijlocul intersecției sub semafor, adică îngăduința asta trebuie să aibă o limită, nu? Nu încerc niciun caz să fiu avocatul celor care parchează aiurea acolo în zona acelui sensul giratoriu. În măsura în care și acum lucrurile s-au conturat, va fi accesul la parcajul numărul 2, este clar că nu mai poate să parcheze mașina în sensul giratoriu. Având în vedere faptul că acolo încă erau lucrări și mai sunt, dar acum s-a deschis intrarea, s-a finalizat intrarea în parcajul numărul 2, nu se mai poate lăsa mașinile acolo. Era poarta închisă acolo, se lucra înăuntru la parcări și dădea impresia că nu este necesară intervenția acolo. Și eu am mașină și eu circul. Eu mă învârt de 200 de ori, parchez la 300 de metri și merg pe jos, dar eu n-aș avea obrazul să las mașina în mijlocul drumului parcat. E bun, aici discutăm și de o regulă de bun simț până unul, sau bun simț al șoferului. Și în calitate de șofer trebuie să ai bun simț. Am găsit și eu situații de astea și nu vreau să mai spun, când, mă rog, lăsate mașinile ca în gară, cum se spune. Și dumneavoastră sunteți șofer, ca să participa la trafic. Și poate să-mi des acest lucru. În spatele primăriei, unde intenționăm să facem o parcare supraterană, este o parte. Se intră în parcarea primăriei, în spate de acolo. Sigur că, în primul rând, sunt mașini care deservesc
funcționarii din primărie, practic e curtea primăriei, ca să zic. Curtea primăriei, da, și vine, vede acolo că e scris interzis, știi, toată lumea acum, accesul, nu? Accesul, o lasă mașina, o abandonează în gară și nu poți ieși o oră că se duce, nu știu, ne-are treaba la risc comerțului. Și chiar am fost curios, o două ori să văd cine, și când am venit omul, am mers și eu acolo, bă, da, chiar nu ți-e rușine, chiar să fidez așa, băi, dacă n-ai fi din Suceava, nu ești din Suceava, poate n-ai știut. Da, dar eu unde? Când n-am unde să parchez, că aici era băiat, totuși eu bun simț. Exact ce spuneți, că dacă mergeai pe bulevardul Alexandru cel Bun înainte încă 100 de metri, erau acele parcări în zebră. Eu personal câteodată merg până la mine acasă, 50-100 de metri, că nu găsesc loc de parcare sub bloc. Dar asta nu înseamnă că îl blochez pe altul, nu? Să nu poată pleca de acolo. Regula bunului simț și trebuie să ne tolerăm în ce sens, atât timp cât ești într-un spațiu comun, într-un condominiu comun. Regulile sunt una bună, simt, eu ca și cetățean, și a primului venit. Eu ca și cetățean, corect, aici dumneavoastră ați mai spus-o, că nu e regula aia, da, că eu parchez locul meu de la bloc. Da. Ați mai stricat ceva? Nu, dumneavoastră mi-a spus. Dar aici noi ne bazăm pe autoritățile locale în ce sens? Că totuși aici autoritățile ar trebui câteodată să mai și sancționeze, că și în Germania bunul simț s-a creat și prin sancțiuni, nu numai prin... Da. Eu vă asigur încă o dată că odată cu punerea în funcție a sau darea în funcție a zonei modernizate din centrul orașului, o să vedem o altă față a poliției locale, nu? Mai mult, mai exigență în această zonă, cu atât cu circulația, cu respectarea regulilor circulației, cu parcarea în zonă, pentru că avem alternativă. Ei, acum că ați spus această promisiune de la domnul primar, să trecem și la ordinea de zi, că săptămâna asta avem și ședință de Consiliul Local, dar asta după un minut de publicitate. Am revenit în direct, ne-a sunat un telespectator care se numește Florin și care îmi întreabă pe domnul primar dacă este normal ca mașinile să parcheze pe trotuar, să răspund eu în locul domnului primar. Nu, nu este normal, dar nici pe bloc nu le poți parca, uneori ești nevoit de acest lucru. Lasă întreba pe Florin dacă e șofer sau nu. Da, probabil că e. Și spune că în zona blocului turn din centrul Sucevei se întâmplă des acest lucru. Probabil pentru că oamenii care locuiesc acolo au pierdut locul de parcare pe care l-aveau datorită șantierului existent. Dar acest lucru se va repara nouă dată cu... Cu siguranță, da. Cu siguranță. Da. Și a doua problemă ridicată de Florin, și aici n-am să mă mai pot eu băga în răspunsul dumneavoastră, că e clar că e o problemă strict administrativă, vă întreabă când va avea loc asfaltarea străzii din fața Bisericii Sfântului Ioan. Cred că am dat răspunsul, se cheamă strada Ioan Vodă Viteazu, deci vom lărgi, intrăm într-un proiect de modernizare, strada Ioan Vodă Viteazu va fi lărgită, avem acolo locul unde să mergem pe spațiu verde, în așa fel încât să putem face un acces, o circulație sau posibilitate de a intra autocarele până în fața Mănăstirii Sfântul Ioan. Astăzi acest lucru se întâmplă destul de greu, având în vedere faptul că strada este destul de strâmtă. Deci avem în vedere, strada Ioan Vodă Viteazu are făcut un proiect, avem o zonă de modernizare a străzii Ioan Vodă Viteazu și mai jos, lângă mănăstire, spre parcul dendrologic, să lărgim și parcarea pentru mașinile care vin și vizitează Mănăstirea Sfântul Ioan. Care, sigur, este un simbol al... Este un simbol foarte important, este un element de patrimoniu medieval, este, o piesă importantă în strategia de turism a municipiului Suceava, pe lângă ceea ce s-a întâmplat cu modernizarea cetății de scaun la Curții Domnești, la fel, dacă discutăm de Mănăstirea Sfântul Ioan, de Biserica Sfântul Gheorghe Mireuț, de Sfântul Nicolae, Sfântul Dumitru... Da, dar pe dumneavoastră nu vă cheamă nici Gheorghe, nici Nicolae, deci e clar că mai tare o să vă ocupați de Sfântul Ioan, adică... Da. Dacă vă chema Vasile, poate erați, dar dumneavoastră fiind Ioan, sigur că sunteți preocupați să lărgiți strada la Sfântul Ioan. Da, așa este. De când? Păi anul viitor, că anul acesta nu se mai poate bune problema. Anul acesta... Anul proiectul... acesta nici nu se mai pot face lucrări, nici buget nu mai avem, nici dar bani nu mai avem. Dar proiectul pe hârtie e făcut? Da, proiectul pe hârtie este făcut. Dar... Păi și asta e o fază importantă. Este o fază importantă, dar încă o repet... N-am mai apucat în acest an pentru că au fost lucrări foarte multe la nivelul arterilor principale și măsura în care băgam în modernizare strada Ioan Vodă Viteazu, vă dați seama, ștranguram circulația așa acolo pentru că mulți au folosit și acea rută de legătură de pe Mitropolie ieșind pe bulevardul principal pe Ioan Vodă Viteazu. Da, sigur. Evit semaforul de la bibliotecă, așa e.
Păi și acolo, dacă tot a venit vorba, ați făcut foarte bine o bandă doar pentru dreapta, acolo pe lângă bibliotecă și parchet. Dar, din păcate, banda aia e folosită ca loc de parcare de unii care lucrează, poate la parchet, la bibliotecă sau în altă parte, pe acolo, prin zonă. Unele mașini stau pentru stânga, pe banda pentru stânga, la roșu, la semafor, ăștia sunt parcați aici și ăsta care face dreapta n-are pe unde să intre, pe stradă. Da, trebuie să rămână niște măsuri acolo pe stradă, tot metropolii se cheamă. Și nu, dar prelungirea, mi-a cameră de trei ori și am dat la știri. Prelungirea spre strada Ștefan cel Mare, din fața parchetului, așa cum a spus dumneavoastră, într-adevăr, se parchează și acolo de parte și de alta, trebuie să vedem exact... Omul care stă pe banda pentru stânga stă la roșu, din coace parcați și ăsta când face dreapta, e imposibilitate de intra pe stradă. Lărgirea, ai posibilitatea să intri și nu poți că banda e ocupată. Exact. Da. Despre asta vom fi, domnul Bogdan, vă promit și le promit și ce vrem, vom fi mai exigenți. Eu asta spuneam în deschiderea emisiunii. Salut măsurile pe care le-ați luat, dar problema și cu aplicarea lor, știți? Da, bine, aici noi avem și probleme de mentalitate și dacă discutăm și de șoferi, este, sau sunt valabili 5-7 ani de acasă, dacă vreți să-mi șoferi și pentru șoferi. Sigur, da. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, Bun simț sau fără bun simț poți să fii și în autobuz și corect, la volan. Corect. Așa cum a spus dumneavoastră, și noi avem această mentalitate, trebuie să recunoaștem că vrem să parcăm în fața, exact la, în fața, eu știu, instituției unde avem nevoie. Da, la frizerie sau la sala de fitness, cum vedeam exemplu acolo. Sala de fitness, unde avem nevoie, deci suntem foarte comozi în a mai merge 50 metri pe jos. Asta e, să știi că și în Occident, unde, sigur, nivelul infrastructurii rutiere și este superior. E superior, tot nu... Mergi pe jos de sar capacele în Occident. Bine că spuneți dumneavoastră, la fel. Pe centru vechi, nu există și, acces cu mașina. Absolut, sau dacă mergi și te cazezi la un hotel, mergi la două străzi în spate și găsești parcare acolo. Sau câteodată parcarea hotelului respectiv e cu două străzi. Așa este, așa este. Sunt multe. Numai la noi e chestia aia la mine în poartă sau la mine sub bloc. Și eventual sub geam mai am și niște ceapă acolo, că nu m-am mutat de la... În fine. Mai faci și agricultură? Mai sunt, știi, dar mai au și găini, nu? Nu prea mai știu să mai aibă chiar găini. Nu mai au? Nu. Poate pe la periferie, dar nu, așa, în orașul. Eu, când era mic, domnul primar nu-mi tăia mingea, că îi dădea mingea pe ceapă. El nu știa că s-a mutat de la țară. El credea că aici își pune el ceapa. Da. Vedeți că în Occident se spune spații de joacă pentru copii. La noi erau spații să-și pună nenea de la parter cu mustață ceapa, nu? Pentru salată, nu? El și tăiat cu cuțitul. Ai pățit și tu, nu? Deci toți am trecut prin asta. Vedeți, domnul primar? Da, e bine să ne uităm originile. Să nu ne le uităm, așa. Și eventual și o cușcă de cățel, că se poartă, nu, apropo, cred că avem subiect câine azi sau nu avem? Avem și avem, câine. Da? Că mai sunt unii care fac doar cușca, dar uită că să-și asume și responsabilitatea pentru acțiunile cățelului din cușcă. Apropo, la mine în față mai am 6 noi ca fătatul. Serios vă spun, sunt așa frumos. Ei nu mi-e plac, dar când mă gândesc că cresc... Da, eu ce să vă spun aici, încă trec... Până am 6 noi, da. Da, dumneavoastră sunteți un viitor de animale, așa că ăștia nu sunt periculoși. Că mai ales cât sunt mici, da. Dar vă spun, în fața blocului la mine am fătat o cățea, sunt 6 puiuți noi, pe lângă cei, avem deja vreo 5-6, și mai sunt doamne foarte amabile care vin de la vreo 5 blocuri mai încolo cu sacoșe și le deșartă la noi în față cu mâncare. Și i-am zis o dată, dar de ce nu-i luați la dumneavoastră în față? De ce cărați mâncarea la mine în față? Că la mine în față miroase a pișu, a caca de cățel, știți? Nu, doamna vine cu sacoșa deșartă că ea stă 3 blocuri mai încolo. Păi Mihai Viteazu la blocul 16, că nu e secret. Acolo se întâmplă să fie o frumoasă comunitate de patrupede. Dumneavoastră a spus bine, sunt un iubitor de animale, dar în același timp doresc, nu știu, să avem cu toți un trai civilizat. Și când ne gândim că ne așteaptă o iarnă care cu siguranță va avea iarăși temperaturi de sub minus 20 de grade, nu știu și căței ăștia cât de bine vor trăi. De aceea eu rămân adeptul unor soluții civilizate și nici de cum cuști printre blocuri, bătrânei care aruncă salam pe geam sau pun caserole pe preș la ușă. Deci astea nu mi se par soluții. Ăla care nu-i din zonă și cățelul nu-l cunoaște, mai și mușcă un pic, că asta e viața, știți? Da. Domnul Bogdan, probabil că o să vă dăm un post de consilier la primărie problema câinilor fără stăpân.
Nu, că dacă îmi dați post la prima oară, mă apuc de a organiza festivalul mustului și după aia să stăm numai cu mustul în freză. Tot, nu? Eu stau bine aici, nu? Îmi place biroul unde stau. Nu, că noi am devenit și o zonă viticulă de când aveți consilieri noi. Avem și festivalul mustului, lucru pe care l-am salutat, l-am văzut și pe... Ai văzut ce implant de păr are Benone Sinulescu? Da. Da, eu cred că e una pe salta fără să acționi reușit. Eu am... Sigur. Hai să spunem foarte clar, pe lângă toată încrâncenarea pe care astăzi o trăiesc, nu numai sucevenii, români în general, mă rog, le-am descrețit frunțele, a fost o pată de culoare, foarte multă lume, mă rog, a venit să guste must, dar și alte, mă rog, delicatese, ca să spun așa, de toamnă, eu cred că una peste alta a fost o acțiune bună, chiar dacă, așa cum a spus dumneavoastră, noi nu suntem o zonă viticulă, totuși most... Noi suntem, suntem cine... fără de streșunică, da, 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 dacă nu, dacă discutam de festivalul vinului, poate era prea mult, să zicem că nu avem, da, o tradiție în vin, dar tradiție most, fiecare cam își face most pe acasă, așa că... Da, pe de aici vine vorba cu mustul în freză, nu? Și... cum e aia, că îmi place să beau vin și să mânc pastrama, nu? Sau merge și, da, cu must pastrama, nu? Merge, merge. Mustul, deci ai pastrama și mustul în freză. Și în freza lui Benoni Sinulescu, ați văzut, nu? A fost la festivalul mustului și, într-adevăr, are o superbă freză. Haideți să vorbim de ședința de Consiliu Local care va avea loc în această joi, dacă știu bine, da? Da? Da, joi la ora 14. Joi 25 octombrie, ora 14, da, începe ședința de Consiliul Local. O, formă regulamentul ei, până va fi el modificat, va fi modificat, ultima joi de lună, fiecare dată este ședința de Consiliu Local ordinară, așa că nu știu, vă place asta, acest, da, termen foarte mult. Da, este o ședință, da, ordinară, dar v-am spus, toate ședințele de Consiliu sunt ordinare, cu excepția celor extraordinare. Sunt niște ședințe ordinare, deci așa e. Da, dacă îmi permiteți, intrăm... Toate... în mod ordinar, că mod ordinar înseamnă regulat. Domnul Lungu va propune niște lucruri, domnul Donțu le va contesta, după care vor trece votul plenului. Nu, este eu chiar... Sau asta era mandatul trecut. Vă spun, foarte mulți vin și oameni care, adică se percep prima întrebare, cum colaborez cu Consiliul Local, având în vedere faptul că nu am majoritate în Consiliul Local. Și eu vreau să spun că până în prezent eu zic, colaborez bine. Nu au fost proiecte majore chiar în acest mandat care să fie respinse de Consiliul Local și iată, luna trecută am avut aprobarea acelui proiect foarte important, discutam aici modernizarea străzilor de 8 milioane de euro. Dar nu prea aș fi de acord cu ideea că nu aveți majoritate și am să vă explic de ce. Pentru că eu văd acolo o echipă, sunteți dumneavoastră cu doi viceprimari și dacă luăm echipa din cei trei, aveți majoritate. Că dacă dumneavoastră ați venit de la o formațiune, un viceprimar la o formațiune și celălalt și în momentul în care mergeți într-un trio, cu siguranță aveți chiar unanimitate în că vorba dumneavoastră sunteți Aurel Olerean să vă bateți toată ziua consilierii locale, adică de la dumneavoastră am pretenții, domnul Lungu, haideți să fim serioși. Domnul Olerean, da, bate ușa în cuie domnul Sticleț, mai așteaptă alt viceprimar să vă, ăsta are nervii mai tari, hai să ne distrăm, hai să... Da. Hai să revenim la subiectul care vă ocupați, ați spus-o tot dumneavoastră, am să vă citez, vă ocupați mai mult de administrație și mai puțin de politică. Corect. Și de alte scheme. Corect. Tipic rădăuțene ale domnului Olerean. Deci, de aceea sintagma noua majoritate, la cum văd eu că merg treburile în acest nou mandat, nu? Da. Ați simțit așa vreo frână? Vreo... Nu, nu, până în prezent, nu. Sigur că e vorba, deci, așa cum a spus dumneavoastră, nu vreau să, mă rog, mi-asum eu niște merite, mă rog, exagerate, dar e vorba și de abilitate, de modul de a ști să porți un dialog, pentru că atunci când vii cu niște proiecte care sunt, așa de cum a spus... În principiu, eu sunt Ion, nu sunt Aurel, nu? Da, trecem la ordine de zi. Deci, în primul rând, un proiect de aprobare a execuției bugetare la trimestrul 3 și aici, sigur că în condițiile în care trăim vremuri economice foarte grele, asta este realitatea și nici primăria municipiului Suceava nu este o oază de verdeață în această, mă rog, austeritate financiară. Deci, la execuția bugetului local, la venituri, avem 73,53%, din care 79,08%, 0,8% e gradul de realizare la secțiunea de funcționare.
și cheltuielile curente ale primăriei, iar 59,16% la secțiunea de dezvoltare. La fel, gradul de execuție la cheltuielile această dată este 71,76%, din care 77,53% pentru secțiunea de dezvoltare, 57% secțiunea de dezvoltare. Important, deci vorbim de proiecte din buget, de procente din buget, da? Procente din buget. De menționat că în top la sumele cheltuite se află două capitole, învățământ 30,74% și tot timpul de când sunt primar municipiului Suceava, învățământul a avut prioritate, totdeauna a fost mă rog, pe poziția 1 la pondere de finanțare, peste 30%, deci o treime din buget a mers la învățământ. Și vreau să clarificăm un lucru, nu vorbim de banii aia care doar se plimbă prin contul primăriei și sunt salariile învățătorilor, vorbim de investiții în învățământ. De cheltuieli de funcționare ale unităților de învățământ, de investiții care se fac la unitățile de învățământ. La fel, pe locul 2, transporturile, 20,71% și aici, sigur, cu o pondere foarte importantă vin aceste cheltuieli care le-ați văzut cu modernizarea străzilor, cu reparatul străzilor. Sigur, și celelalte capitole, și aici discutăm în primul rând de energie, la fel cu o pondere de aproape... Păi, stați un pic, transportul, mă gândeam la TPL, că asta e infrastructură, ce spune. Nu, transport, așa e capitolul, prinde și TPL-ul, transportul rutier și... Eu mă gândeam că e capitolul infrastructură unde vorbim de străzi, capitolul transport unde vorbim de maxi, taxi, autobuze, taxiuri. Se cumulează, intră împreună la capitolul transporturi. Și la fel de important, aproape 20% din buget pentru energie și aici consum combustibil și energie, discutăm în primul rând de termica și vreau să vă spun că se fac niște eforturi, facem niște eforturi extraordinare la termica și aici mai fac un apel încă o dată la cetățeni să facă un efort să plătească restanțele la termica și în această dimineață la ședința operativă a primăriei mi s-a dus la cunoștință, am încasat până în prezent, deci iată că s-a aproape două treimi din luna, două decade din luna octombrie, 8 miliarde de lei. În condiții în care ar trebui să încasăm măcar un 20 de miliarde de lei pe lună de la cetățeni, chiar mai mult în perioada următoare, pentru a putea menține căldura și apa caldă în municipiul Suceava. Ce pot să spun eu, că primăria, așa cum am zis, face niște eforturi extraordinare, am dat în acest an 170 de miliarde de la primărie, plus încă 100 de miliarde de compensările care s-au făcut bugetul statului și o să discutăm despre ele mai acuși pe acele compensări la legea la ordonanța 13 și la fel de important, eu încerc să fiu destul de optimist, am văzut apărut în presa de sâmbătă la, mă rog, un jurnal național, jurnalul Gândul, până la urmă, că nu e nimic de ascuns, în care... În Gândul, da? Da, pe Gândul.info. Gând. Da, se dă aici așa o hartă în care municipiul Suceava... Trebuie să o lăsați spre cameră un pic. Imediat, municipiul Suceava ar beneficia de 60 de miliarde de lei la termoficare pentru funcționarea serviciilor termoficare în această iarnă. Un lucru destul de bun și nu vreau să... Puteți să întoarceți că au fixat-o, băieții. Da, da, și nu sper să, mă rog, să fie dată. Dar și... de ce cu verde? Că noi vedem... Păi, așa care sunt cu verde primesc bani. Cei care sunt cu galben sau cum apar pe hartă nu primesc bani. Uh-huh. Deci cei care sunt cu verde primesc bani. Orașele care primesc bani. Și vreau să vă spun că orașul Suceava, cum e desenată această hartă din sursă la Ministerul de Finanțe, primește unul din cei mai mulți bani din țară la capitolul termoficare pentru funcționarea societății termoficare. Și nu vreau să mă grăbesc sau să fac anticipat, dar totuși vreau să mulțumesc aici domnului președinte Cătălin Nichifor, care m-a sprijinit în acest demers pe care l-am făcut la București, la Ministerul Administrației și Internelor, domnul prim-ministru Ponta, care a anunțat că vrea să sprijine societățile sau, mă rog, societății operatorii de termoficare din marile orașe. În măsura în care va veni această sumă, vom reuși să legăm lucrurile între ele. Așa cum spuneam, primăria mai estimează în acest an că va mai livra, mai plăti la termica efectiv încă vreo 30 miliarde și o să ajungem mai încolo și o să vedem un proiect pe linia de zi în care plătim și apa pe care consumă de la CET, tot în contul sau de la termoficare, dar aici trebuie să înțeleagă și sucevenii cei care sunt beneficiari. Dacă până la sfârșitul anului, în aceste 3 luni de zile, octombrie, noiembrie, decembrie, iată că octombrie aproape a trecut, nu vom încasa măcar o 45-50 de miliarde de la populație, nu putem efectiv, nu se leagă lucrurile între ele, nu ajung banii pe românește. În termeni de specialitate se cheamă cash flow. Nu se poate asigura, mă rog, lichiditatea
majoritatea banilor, sigur nu spune vorba de bani lichizi în bancă, în plățile curente care sunt necesare. Eu nu vreau să vă supărați pe mine că vă întreb, dar mai devreme v-am acuzat pe dumneavoastră de indulgență. Vă spuneam că, apropo, cu parcatul cu astea, că poate dacă se lua niște măsuri, nu credeți că și aici vorbim tot de o indulgență de-a lungul timpului? Dacă se lua niște măsuri mai radicale, cum ați luat anul ăsta mai din timp, nu se ajungeau, că unii au datorii de 2-3 luni, dar sunt unii care cu ani n-au plătit. Domnul Bogdan, eu aș numi mai grav o neputință. De o neputință e vorba. De ce? Pentru că nu ai posibilitatea și sunt oameni, și eu încerc scuze în fața acestor oameni, chiar și în această perioadă, sunt oameni care sunt cu plata la zi și sunt pedepsiți pentru că, eu știu, 20% de acolo din asociație au niște restanțe foarte mari. Sau, da, sigur, până la urmă putem vorbi de un sistem vechi și neperformant. Noi vă spun de neputință. Nu avem posibilitate din punct de vedere tehnic să intervenim. Spunem. Uitați gazul, da? Da. Gazul e la ușa omului. Curentul, la fel. Îl taie pe Ionescu, când a plătit Ionescu. Inclusiv chiar la apă. Inclusiv la apă, intră în casă, sigur, termica nu, poate nu a făcut suficiente eforturi în modernizarea rețelei, în așa fel încât să aibă un contract direct cu fiecare abonat. Dar nu e vorba de contract. Sunt două aspecte. Contractul rezolvăm și vor avea un contract direct cu fiecare. Nu avem posibilitatea tehnică. Dar dacă în anii ăștia tot se... fiecare an se mai pune o cărămidă aici. Dacă îmi dați voi puțin să vă explic, chiar dacă ne duci la absurd, dar avea termin ca mâinii banii sau primăria, nu poate să facă aceste modificări în apartamente pentru că acolo este proprietate privată. Deci suntem într-un ultim încerc. Deci acolo ne duce absurd. Dacă primăria ar avea mâinii banii să modifice aceste instalații, n-are baza legală. Pentru că acolo este o proprietate privată, deci când intrăm, noi mergem cu branșamentul până la scara blocului, unde avem branșamentul, unde, mă rog, furnizăm căldura sau apa caldă. De acolo, mai departe, în interiorul blocului, proprietate privată. Este interzis, nu pot să merg cu banii publici să investesc într-o proprietate privată. Părerea chiar mea... dacă omul ar accepta, ca să nu se înțeleagă că nu te lasă proprietarul, dar nu te lasă legea. Nu te lasă legea. Deci nu te lasă legea. Acolo, aceste modificări, părerea mea, și o mai spun încă o dată, lucrurile au fost scăpate sub control în anii 90, când era făcut o regulă, o strategie foarte clară, pe un anumit condominiu să fie un anumit tip de încălzire. Pentru că s-a lăsat, mă rog, la liberă inițiativă în anii 90 această debranșare de la termica cu posibilitatea de a pune o altă sursă de încălzire și a discutăm de gaz metan, s-a ajuns în această situație foarte delicată astăzi în care sunt mai multe categorii. Sunt o parte și de când sunt eu primar n-am mai acceptat așa ceva, pentru că nu e posibil din punct de vedere tehnic, din nou spun, să se debranșeze omul. Trebuie să blindezi conducta. Păi dacă blindezi conducta, nu mai asiguri, chiar dacă, să zicem, stă la etajul 4 și nu mai merge conducta mai departe. Se face un dezechilibru termic la nivelul scării, acel condominiu, se face condens și multe alte lucruri care, sigur, ne abatem la discuții, dar asta este realitatea. Deci, eu de acord cu dumneavoastră că trebuia să fim mai fermi, dar avem și o neputință, pentru că și astăzi nu am posibilitatea să-l debranșez pe X de la scara Z pentru o datorie la care, eu știu, sunt sfidat, așa cum a spus dumneavoastră, e o datorie veche de ani de zile și mai tragi concluzia că avea posibilitatea să plătească și te-a sfidat, nu vrea să plătească pentru că știe că nu ai posibilitatea să intre să-l debranșezi și atunci se complace în această situație eventuală. Dar asta va obliga la niște măsuri mai drastice unde au în mod colateral de suferit oameni nevinovați, oameni cu plata la zi. Aici e problema. Așa este, numai că eu le-am spus-o foarte clar și nu în acest an, când, hai să zicem că eu am candidat și am ieșit din nou primar, le-am spus-o și anul trecut, când venea o campanie electorală, degeaba vin oamenii la mine pe chestiuni populiste, dar știți, înghețăm și noi în casă. Trebuie să aleagă o vreme. Nu poți să consumi la infinit fără să plătești. Și aici nu discutăm mai de încălzire, discutăm sau de apă caldă, discutăm și de apă rece și la acet, la fel sunt restanțe la plată, pe lângă faptul că este greu. Oamenii... Ce se întâmplă când vor fi contracte individuale cu fiecare? Deci, avem posibilitatea când avem contracte individuale. Că asta urmează. Care, da, asta, societatea, operatorul, este clar că are o autoritate mai mare în contact cu cetățeanul decât asociația de proprietari. Că și acolo, la nivelul asociației de proprietari,
ca peste tot la români, se contestă, dar nu, dar nu mă reprezint, dar nu l-am ales, dar ei își fac treaba lor acolo. Nu, dar în baza unui contract direct între Termica și beneficiar, corect, se poate da în judecată, se poate executa. Termica are un aparat de specialitate, are posibilitatea să, mă rog, să meargă în instanță, are posibilitatea să angajeze un executor judecătoresc. Și se îndreaptă direct asupra prost platnicului, fără a mai suferi deci vecinul care e bun platnic. Prin această expresie, exprimarea mea, are autoritate mai multă operatorul decât asociația de proprietari. Și atunci lucrurile pot sta altfel. La nivelul asociației de proprietari, v-am spus, sunt aceste contestări. Eu nu spun că ca peste tot, mai sunt și probleme, dar de multe ori oamenii se ascund după chestia asta. Eu vă spun, dar nu, mă încarc nejustificat cel de la asociație și trimit anchetă la primărie, trimit comisii de analiză, merg, iau consumurile, fac calculele din nou și vreau să s-a procedat corect, da? Sunt și aceste chestiuni care... Da, trebuie să luăm publicitate. Ideea este că dumneavoastră probabil urmează să aveți un plan de recuperare a acestor bani, pentru că nu se poate în momentul în care trebuie să încasați 20 de miliarde, să încasați 8 pe lună, că nu ai cum funcționa. Da, n-ai cum funcționa și vă spun, sunt în acest moment mult mai ferm cei de la Termica, pentru că există riscul ca anumite sume să se prescrie și acum, sigur, trebuie să fie foarte fermi, trebuie să fie foarte autoritari în raportul cu asociații proprietari, să ia măsurile care le au la îndemână de constrângere azi și discutăm de faptul că o parte din asociații sau scări nu beneficiază de căldură și apă caldă și la același timp chemate în instanță acolo unde sunt situații deosebite de recuperarea debitelor prin executare, că una e pentru 5 milioane e greu să-l duci la în judecată ca să-ți dea banii, dar acolo unde discutăm de 200 de milioane este clar că oamenii riscă să-și piardă apartamentul. În măsura în care lucrurile funcționează normal ca într-o societate civilizată și într-o economie de piață, n-ai plătit, ai pierdut în instanță, executorul vine și execută și îți pierzi apartamentul. Asta este realitatea. Luăm publicitatea. Stimați telespectatori, în atmosfera răcelii care mă înconjoară, am revenit aici în platoul emisiunii alături de domnul primar Ion Lungu, care e la o distanță respectabilă de mine, astfel încât eu să nu afectez bunul mers al administrației locale și să nu îi transmit vreun virus. V-am spus, eu sunt răcit și domnul primar e la o distanță suficient de mare pentru a elimina orice risc de îmbolnăvire, pentru că sigur avem nevoie de un bun mers al autorității locale. Am primit și mesaje de la dumneavoastră. Iată, un domn Mihai vă întreabă când se va asfalta strada din zona Biserica Domnițelor și problema mizeriei din această zonă. Da, Biserica Domnițelor, toate acele străduții, biserica din centru, deci, din stație. Ah, chiar aceea se vorbește Biserica Domnițelor. Biserica Domnițelor. Sfântul Ioan Botezătorul Domnițelor, e cunoscut în limbajul popular în Suceava. Acolo sunt mai multe străzi și discutăm și de Luca Arbori și de Dulce Ștefanele și alte străzi, străduții mai mici care, așa cum am spus, urmează să fie asfaltate pe banii municipiului Suceava și vă spun... Dar acolo mai jos e Mirăuț, nu? Da, da, da. Dar până la Mirăuț. Deci, până să ajungi la Mirăuț, e acolo străduța, calea de acces, unde stau taximetriști în centru. Da, 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 da. Da. Sunt mai multe străduții acolo, străduții mai mici și de importanță mai redusă, ca să spun așa, ca trafic, dar la fel de importante pentru că sunt zona centrală și la fel nu vă ascund faptul că în fiecare dată când se face procesiunea Sfântului Ioan la Sânzieni, merge pe aceste străduții pentru că coboară până la mănăstirea Sfântul Gheorghe și din acest punct de vedere trebuie să facem modernizarea acestor străzi pentru că vine alaie, merge, e praf, un pelerinaj, da, da, și praf, mă rog, măsura în care nu plouă, deci chiar astăzi am avut o discuție pentru această zonă. Avem pregătit, așa cum am spus, niște proiecte de asfaltare pentru că oamenii vin și la fel și eu mi-aș dori să fie orașul în totalitate asfaltat. Și domnul primar, vreau azi. Și zic, oamenii, bun, mergem azi, facem o treabă de mântuială, îți pun niște asfalt acolo, terenul nefiind pregătit, neavând corelat cu apa și canalizarea, pentru că dușmanul asfaltului este apa, infiltrațiile de apă sunt ucigătoare pentru așa asfalt. Așa este, când îngheață-l dezvoltă. Da, și bine, mergem, turnăm niște asfalt, în două săptămâni acel asfalt sare de acolo și o să ne înjure toată lumea și dumneavoastră pe noi și ne batem în joc de banul public. Cred că am reușit și am convins persoanele respective că au dreptate, dar trebuie să facem
facem un proiect țară în așa fel încât să facem o lucrare de calitate și aceste străduțe sunt în vizor pentru anul viitor. Strada Slătoare din Opcin? Întreabă al domnul. Da, strada Slătoare din Opcin este cât de cât reparată. De când sunt eu primar, am reparat de 3 ori. Sigur, nu au suferit o reparație capitală, dar este reparată strada. Când îți întreabă când se va asfalta, e neasfaltată? Nu, dacă discutăm de neasfaltată, acolo este o bucată din strada Măgurei care este neasfaltată. Nu, dânsul strada Slătoare. Nu, Slătoare e asfaltată. Este și o grădiniță acolo, pe strada Slătoare avem o grădiniță și strada este asfaltată. Grădinița Piticot? Nu știu dacă e Piticot. Unde e în consiliul de administrație domnul Barbu? Nu, e grădinița Opcin, nu știu cum, da, alta, da, se cheamă. Grădinița... Știu că domnul Barbu era în consiliul de administrație la grădinița Piticot, nu? Da, da. Așa era, acum în care, nu mai știți. Sunt, este și domnul Barbu. Se era Barbăcot acum. Există grădinița Barbăcot în Suceava? Nu. Nu? Nu, Piticot există, dar Barbăcot. Barbăcot nu există. Care este strategia privind locurile de muncă, vă întreabă? Da, strategia privind locurile de muncă, așa cum am spus-o și în campania electorală, și nu spun de campania electorală, este una de actualitate pentru primărie, pentru că rezolvăm mai multe probleme. Dăm locuri de muncă la oameni, avem și bani mai mulți la bugetul primăriei municipiului Suceava. Este o temă de actualitate să dezvoltăm o zonă industrială, în special în zona asociației de termoficare, și vreau să vă spun că lucrurile chiar se mișcă acolo. Asta, în zona. Asta se leagă cu altă întrebare, da. Pe când o platformă industrială ca la Cluj în Suceava? Nu știu pe ce care la Cluj, știu că a fost un la Jucu și din păcate Doamne ferește. Nu, că e bine cu la Jucu, că au venit alții. Au venit alții? Da, da, e bine. Da, tot, da. Nu știu ce, tot ceva vest european, dar nu, deci e bine. Deci avem acest proiect de dezvoltare în zonele industriale, în mod special în această zonă la Termica. Vreau să vă spun și nu vreau să, mă rog, facem fel de promisiuni. Lucrurile acolo chiar se mișcă în zona Termica și sunt solicitări de implicare în investiții masive. Bun, acum, și la societatea de termoficare. Eu nu vreau să... Acum nu vreau să fiu avocatul dumneavoastră, dar legat de ce ați făcut dumneavoastră pentru locuri de muncă, am să spun și eu câteva lucruri care le știu, că de multe ori ați fost hulit, domnule, că s-a desfințat industria și s-au adus mall-uri, de parcă a închis CPL-ul Lungul sau l-a închis Iupsul sau Imusul Lungul. A închis piața. Hai să fim serioși, au fost alte lucruri. Dar, în schimb, ce ați făcut dumneavoastră pentru locuri de muncă a fost că întotdeauna dacă a avut un om de afaceri să investească un ban în Suceava, nu l-ați luat ca neabujor să-l luați de pene pe spate, să vedeți câte are sau să-l căutați de ouă, știți, sau cum era aia cu cine Adrian Stase spunea cu ouăle. Deci, dumneavoastră ați spus așa, foarte important, pentru că pentru cei care știu cum se învârt lucrurile în România, e foarte important ce a spus dumneavoastră. Dumneavoastră a spus așa, un investitor care vine în Suceava, dacă nu poți să-l ajung, măcar nu-l încurc. Da. Cu siguranță. Deci realitatea a fost maximă. Și asta ajută locurile de muncă. Pentru că vreți să vă spun ceva? Fabrica Coca-Cola de la Oradea trebuia să fie la Cluj. Iar în momentul în care trebuia să fie la Cluj, ei s-au izbit de domnul primar Funar la acea vreme, cel la Coca-Cola. Nu știu ce le-a cerut domnul Funar. Nu știu, o curcă, un ceas, nu știu ce le-a cerut. Dar ideea că nu s-au înțeles și din cauza că domnul Funar a fost ca domnul Bujor de la Suceava pe timpuri, Clujul nu mai are fabrica de Coca-Cola, o are Oradea. Noroc cu celor din Oradea. Așa și dumneavoastră, poate mulți care sunt în Suceava n-ar mai fi fost dacă dumneavoastră le cereați Marea cu Sarea sau Bețe în Roate. Cu asta vă spun cu siguranță și chiar la acest nivel al acestor mall-uri, hipermarket-uri, supermarket-uri, ce vreți dumneavoastră, chiar am avut discuții în această zonă, o parte din primarii din zona noastră a Moldovei spunea, domnule, dar ce faci dumneavoastră că atrageți toți la Suceava? Sigur că ea nu vinea numai decât de dragul meu. Sunt și niște calcule economice care se fac. Dar cred că o contribuție a avut și deschiderea mea totală. Și azi este la fel. Vreau să vă spun că am avut discuții cu oameni de afaceri din Coreea. Joi voi avea o discuție pe o temă tot de afaceri cu oameni din, cu oameni de afaceri din China. Încercăm să găsim soluții, dar eu rămân la ideea că în zona, revin la ceea ce spuneam, în jurul societății de termoficare se poate face o zonă industrială. Și nu numai acolo, având în vedere faptul că eu cred în proiectul zonei metropolitane, chiar dacă astăzi este într-o zonă de așteptare, într-un timp de așteptare, în ideea că lucrăm la strategia de dezvoltare acestei zone metropolitane, vreau să vă spun că am avut discuții la Ministerul Dezvoltării și împreună cu mai mulți primari din, la nivelul Asociației Municipiului din România, Mereu, cum se cheamă el, în ideea de a dezvolta proiecte pe transport public, iar șansele foarte
foarte mari de dezvoltare acestor proiecte pe transport public local, nu pe, exact ce spuneați dumneavoastră, se face o confuzie, infrastructura și transportul public, același capitol până la urmă. Iar din ceea ce am discutat și la nivelul Ministerului Dezvoltării, vor avea prioritate în primul rând asociații de dezvoltare intercomunitară, cum suntem noi, zona metropolitană, așa se cheamă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană. Ca să puteți accesa, deci eu sunt convins că vom putea accesa aceste fonduri și la fel la nivelul zonei metropolitane avem aceste oportunități, i-am spus și mai repet, care este avantajul? Intrând în colaborare în această zonă metropolitană, avem disponibilitate de a pune la dispoziție terenuri. Un lucru foarte important. Când vine un investitor, îl interesează să intre într-o colaborare cu autoritățile locale sau chiar privat, dar trebuie să aibă posibilitatea de a achiziționa, de a intra într-un parteneriat cu teren. Ori aici eu zic că avem această șansă și eu rămân optimist. Da, că păi, cum au venit atunci domnii de la ASIS, dacă mai rețineți, am făcut și o emisiune împreună, când dumneavoastră cu primăria Mitoc trebuia să-i ajutați să aducă un investitor care vrea să facă un teren de golf. Da, s-a mai făcut ceva? Dragomena Golf Resort, deci noi am avut toată deschiderea și avem și în continuare la acest proiect. Din ceea ce știu, principalul partener în acest proiect era o firmă americană. Da, criza economică probabil că a ajuns și pe la ei, legată în conservare, ca să spun, acest proiect. Am înțeles. Iar vârful de lanci acolo, finanțatorul principal, era o firmă americană. Iar primăria, sigur, cu comuna Mitoc, cu Dragomene, veneau în acel proiect cu punerea la dispoziția unor terenuri, cu, eu știu, garantarea acestui proiect pentru comunitate, pentru că trebuia să mergem împreună, să încercăm să accesăm niște fonduri europene, dar pe acest parteneriat public-privat. Ori, din ceea ce știu, în poate spun, deci e un proiect foarte frumos, sigur, la modul virtual arată foarte bine, cred că finanțatorul are niște probleme și sper că într-o zi să găsim de blocare. Iată o întrebare interesantă. Ce părere ar avea domnul primar dacă ar falimenta, ACET-ul? Deci dacă ar da falimenta ACET-ul, ce părere? Nu e vorba de părerea domnului primar. Dacă ar falimenta ACET-ul, dumneavoastră, cel care întreba, să veți avea apă la robinet. Eu cred că principalul element când discuți de civilizație e apa. Deci mai ales la spații comuni, la condominiu comun, dacă nu ai apă și nu ai canalizare, deja ai plecat în civilizație cu 100 de ani în spate, ca să spun așa. Deci nu e vorba de primar. Eu mă descurc, mai găsesc și alte posibilități de a mă alimenta cu apă și nu e un secret pentru mine că am și o casă la Salcea unde am 3 fântâni, am din să-mi iau apă. Dar dacă stăm la modul strict și sincer, domnul va avea apă dacă falimentează ACET-ul. Deci asta e părerea domnului primar. Dacă falimentează ACET-ul domnul Ștefan, că dumneavoastră a spus, nu aveți apă la robinet. Asta e părerea domnului primar. Nu știu dacă e și adevărat, dar asta e părerea domnului primar. Nu, dacă e furnizorul de apă ACET-ul, sunt lucruri care e spuse tendențios. Eu ce vreau să spun că chiar mâine avem o discuție cu Berdu pe finanțarea, cofinanțarea părții a doua a proiectului Postul de Mediu. S-a făcut acel proiect și suntem dați ca exemplu la nivel național pe proiectul ISPA pe care l-am implementat la Suceava. Nu multe orașe au reușit în țară așa ceva. Deci o întrebare, nu vreau să supăr domnul Ștefan, un nonsens. Cum poți pui problema să rămâi fără apă în oraș? Deci aici nu discutăm de, eu știu, de alte lucruri. Cererea aia, nu? Da. Adică cine n-are nevoie de apă? Ai cerere la așa ceva. Da, dar... Adică n-ar fi logic să dea faliment ACET-ul, nu? Da, fine. Păi nu? Dar eu nu știu, dacă vând cuie, dacă lumea cumpără cuie, merge bine. Dacă nu cumpără cuie, dau faliment, dar apă, cumpără toată lumea. Și nu are concurența aceea. Mai găsești nituri, pui altceva, dar fără apă, care e elementul vital al vieții și al civilizației, nu văd. Întrebarea e un pic, cu un substrat, probabil, are domnul supărare la adresa ACET-ului, dar eu, sigur, nu sunt lucruri perfecte. Poate deci, cu substrat, poate nu. Haideți să deci, încă o dată zic, chiar dacă are supărare la adresa ACET-ului, poate, omul nu poate dormi noaptea. Stă noapte, domnule, da, când dă faliment ACET-ul. Ia să întrebăm pe domn primar, că e în emisiune acolo la Bucovina TV. Doamne, ce se întâmplă? Dacă, poate omul are o frământare și vrea să trebuie să-l lămurit. Deci nu are apă. Rest, da, rămâne fără apă. Deci stați liniște. Deci, nu aveți apă, în rest nu se întâmplă nimic. Da, nu aveți apă și nu aveți canalizare. Nu puteți merge la baie.
Sau puteți merge, dar sigur, sunt anumite condiții. Deci eu chiar cu asta vreau să închei, societatea aceea de la Suceava, totuși e o societate cu un bun renume la nivel național, care și-a problemele ei are și trebuie să spun foarte clar aici. Sigur, dacă noi eram operator regional, nu putem să accesăm etapa a doua a proiectului de apă și canalizare. Nu mi se pare corect să vii, nu știu de unde, hai să dăm de la prietenii noștri la Botoșani sau de la Iași să fii operator regional care să facă distribuția apei la Suceava. E bine că avem societatea noastră. În același timp, trebuie spus foarte clar că în măsura în care accetul rămânea numai cu municipiul Suceava, eram mult mai departe. Din păcate, prin acest operator regional, a trebuit să luăm toate societățile ineficiente, ca să nu spun falimentare, de apă din întregul județul, din Solca, marile orașe, Solca și multe alte, ca să dau exemple, Câmpul Lungu, nu numai decât că sunt probleme, au nevoie de investiții. Vatra, Doamne Fărticeniu și toate, Rădăuțul, toate orașele. Rădăuțul care era ok, nu da, probleme. Deci, și aici, sigur că fiind operator regional, trebuie să ai un preț, același preț unitar. Prețul unitar, nu de multe ori, trebuie să spunem foarte clar, mai subvenționăm noi alte localități care probabil au preț mai mare și nu putem noi să ne permitem să mergem cu prețul. Gata, haideți stăm prea mult presul. Deci e clar, domnul Ștefan, deci nu se întâmplă nimic dacă dă faliment acetul. N-aveți apă și n-are dreptate, domnule. Puteți merge la baie, numai că veți crea un mediu propice muștelor. Atât, în rest, treaba merge înainte. Problema iluminatului din zona Strada Viitorului și parcarea auto... Da, eu vă spun că pentru mine Strada Viitorului a mai fost asfaltată cel puțin de două ori de când sunt primarul municipiului Suceava. În ceea ce privește extinderea rețelului de iluminat, sunt anumite străzi care vor intra într-o etapă de extindere și vom folosi corpurile de iluminat și stâlpii de la bulevardul principal. Sunt străzi, și dau aici un caz concret, la Cartodrom. Da? S-a extins orașul, s-a mai avut niște blocuri, nu este iluminat public. Acum avem noi convorec să facem iluminat public. Nu, dar dumneavoastră ați văzut că avem și noi reclamă ce blocuri frumoase. Da, nu este ideea că nu ard becurile acolo. N-a fost iluminat public. Dacă lând pe legile urbanistice, nu trebuia să dăm autorizație, pentru noi extinsă toate rețelele de utilități, inclusiv în altul public. Dar acolo unde... Păi dacă se mergea pe legea asta, Sfântul Ilie era la un sfert. Da. Nu? La cum s-a construit acolo, da. Da, întâi casa, acolo. După aia din urmă. Da, și nu numai acolo, dar culmea este că oamenii care sunt în această situație, care, mă rog, au venit și și-au făcut un cartier nou, s-a construit și s-a înființat o stradă nouă. Vin, dumne, dar stau de 3 ani acolo, păi unde? Și când ne arăt declarația proprie răspundere dată de el că nu are nicio pretenție la utilități sau nu știu ce, până primăria nu va avea posibilități în ideea ca să-i dau acea autorizație de construcție, sunt anumite străzi și în centrul municipiului care trebuie să asfaltate. Discutam de aceste... Păi el zice că s-a prescris declarația. Da, sunt aceste străduți care discutam în zona centrală și alte străzi, Zimbrului, Bogdan Vodă, Mihai Sadoveanu, care sunt în zona centrală, străzi de 100 de ani care nu sunt asfaltate. Le vine rând la toate, da. Stimați spectatori, eu am intrat aici în posesia unor date și văd aici o rectificare bugetară de 6.424.238 de lei noi. Așa este vorba de o rectificare bugetară prin bugetul de stat cu ordonanța 13, așa se cheamă, acoceri compensări la datorii la bugetul de stat, dar e foarte important pentru că se stâng niște datorii ale primăriei. La fel, suma cea mai importantă, 50 de miliarde, merge la Termica. Asta am vrut să spun, că din 64 de miliarde, ca să luăm limbajul domnului primar în lei vechi, că e mult mai accesibil și eu înțeleg mai bine așa, iată, 50 de miliarde din 64 se duc la Termica. Așa este. Deci gaura neagră a bugetului primăriei rămâne Termica. Este o realitate, această expresie este o realitate, dar nu are nimeni nicio vină, este o problemă de sistem. Trebuie să spunem foarte clar, guvernul ne-a pus niște societăți neperformante în brațe ca să scape de ele în negocierile cu FMI-ul, de aderare la Uniunea Europeană. Asta este realitatea. Sunt niște societăți care consumă foarte mult și singura noastră speranță și mă bucur faptul că am avut discuții cu finanțatorul sau finanțatorii la
noua centrală, lucrurile sunt în ordine, este noua centrală, pentru că altfel, vă spun, vlăguiește bugetul primăriei municipiului Suceava această societate de termoficare, la care este o problemă de sistem. Deci este o societate care nu mai are cui să-i vândă marfa azi, două din produsele ei principale, stăm de abur industrial și discutăm de energie electrică, nu se pot vinde. Una dispare complet abur industrial, zona industrială, doi, la energia electrică este scumpă și nu e rentabil de vândut pe piață, în afară de cea reglementată, unde îți dă un bonus, îți dă un stimulant la fiecare kilowatt. De asemenea, primește bani societatea de transport public local și din nou și aici facem eforturi și în acest an am citat undeva la 2 miliarde. Nu 2 miliarde. Mie mi se pare puțin, având în vedere câte pe nu mai mult datorii la bugetul de stat. Asta este realitatea. 5 miliarde merge la salubritate, iar 6 miliarde la SCF Iași pentru lucrările care s-au făcut la podul de peste râul Suceava din zona Burdujeni. Dar n-ați plătit acolo? Băi, am plătit, dar suma acolo a fost la 50 de miliarde. Mai este restanță de plată. Și cât mai aveți? Că aici vă, că 6 miliarde. Asta era tot? Da, da. Asta e deci asta s-a terminat de plătit. S-a terminat, da. Ce trebuie spus aici? Că în luna septembrie s-a făcut asemenea rectificare de 95 de miliarde. Total rectificări prin aceste compensări a fost de 150 de miliarde și trebuie să spun încă o dată, e o măsură bună luată de guvernul Ponta pentru a reduce aeratele din economie și a diminua blocajul financiar, iar din această sumă, așa cum ați sesizat dumneavoastră, 100 de miliarde, deci grosul, 100 de miliarde a mers la societatea de termoficare. La fel de important este faptul că au venit alte 31 de miliarde de lei vechi pentru salariile profesorilor în învățământ, bani care vor ajunge până la sfârșitul anului, pentru că așa a fost fundamentale pe care am primit-o la începutul anului, pe ultimele luni nu erau asigurate salariile la profesori. Iată, a venit această sumă de 31 de miliarde și completează salariile pentru profesori. La fel de important sunt banii care, iată, din nou, rectificăm prin fondul de rezervă, mai dăm încă 10 miliarde la termica, tot în ideea de a mai asigura lichidități până la sfârșitul anului. La fel de important, încă 6 miliarde jumătate la străzi pe aceste lucrări care apar pe final de sezon, ca să spun așa, care nu au fost... Deci, păi, cel că termica aia 50 de miliarde, îi mai dat 10. Da, pe 10 și cu 50, cu 50, 100, 110 și, dar vă spun, în acest an probabil vom asigura la termica finanțări de aproximativ 300 de miliarde. Da, domnul Bogdan, totuși aici discutăm de o chestiune vitală, căldura și apa caldă pentru populație. Este ultima iarnă în care mai putem să ne permitem acest lucru cu ultime eforturi, ca să spun așa, suntem vlăguiți, asta este realitatea de acest efort financiar, dar încă o dată spun, nu este nimeni de vină acolo, acei oameni vor să muncească la termica, sunt oameni calificați, sunt oameni pregătiți, dar este o problemă care trebuia rezolvată la nivel național. Trebuia implicare la nivel național a guvernului să modernizeze aceste societăți de termoficare în așa fel încât să fie eficiente. Astăzi, pe structura actuală, nu se închid costurile în veci, trebuie să fim foarte clari aici. La fel de, și noi mai avem, dar n-aș vrea să mai spun încă o dată, mai avem o problemă la Suceava, faptul că s-a făcut acea modernizare, poate bine intenționată la vremea respectivă, să aibă cazane de randament mai mare și suntem obligați să aducem cărbunii din import. Cărbunii din import care trebuie plătit cu banii jos, cărbunii din import care, mă rog, nu intră în procesul de compensare, pentru că ce se întâmplă? În fiecare an, guvernul, ca să deblocheze Societatea Națională a Lignitului Oltenia, se fac compensări cu cei care consumă cărbunii la intern și vreau să vă spun că sunt localități care au beneficiat de câte 400-500 de miliarde de compensări anuale, iar noi datorită faptului că mergem pe huilă din import, da. Toată această ineficiență, dacă vreți, s-a adunat la primărie și mai sunt voci, dar primăria să-mi plătească bani. Nici primăria nu are... Știi diferența între huilă și lignit? Da. Știi categoria de cărbuni? Huilă, lignit? Care e cel mai inferior? Lignitul, da? Deasupra e huila și deasupra huile care e? Antracitul? Există așa ceva? Da, am intrat într-o lecție de... Băi, lignitul e cărbune inferior, huila e superior. Da, sunt niște caracteristici, ca și capacitate calorică, sigur. Cum e benzina, de 75 sau de 98? Sau, da. Sau chiloser? Da, să lăsăm cei care sunt în domeniu să... Dar nu că eu asta am învățat în clasa 6, în ce domeniu? La fel o importanță, la fel ce spuneam, legată de implicarea noastră în învățământ, un proiect de hotărâre prin care suportăm drepturile de deplasare ale profesorilor care fac naveta în municipiul Suceava. Și aici avem câteva 10-30 profesori care fac naveta în oraș. Sigur, este o lege în care primăria trebuie să le
acopere cheltuielile de deplasare și intrăm cu un proiect de apă, de următorul cu apă, un proiect de hotărâre de aproximativ 300 milioane de lei vechi pentru a asigura transportul, așa prevede legea, pentru acești profesori care fac navete la Suceava. La fel, alimentare cu, pe strada Spirul Aret cu apă, și aici este o problemă. Strada Spirul Aret e undeva în spatele primăriei municipiului Suceava sau unde a fost electrica înainte, el cu este acum, o stradă care nu este alimentată cu apă, având în vedere faptul că la proiectul ISPA nu s-a putut interveni la aceste conducte, fiind pe o proprietate sau pe mai multe proprietăți private. Atunci oamenii n-au mai permis să venim conducta prin grădinile lor pe românește, pentru că, vă dați seama, nu mai pot utiliza acele grădini care le au, și ca atare trebuie să tragem o altă conductă pe banii primăriei municipiului Suceava. Vreau să vă întreb ceva. Ce e piața ghetoului din Burdujeni? Există așa piața ceva? Piața ghetoului? Nu cunosc. Dacă cel care ne-a scris ne explice, nici eu nu cunosc. Domnul Dumnezeu spune, cu piața ghetoului din Burdujeni, da, ce se poate face? Și eu, da, care am stat 20 de ani în Burdujeni, da, probabil se referă la piața Angro, din spate de la piața Angro. A, unde a fost, da, de Bucovina TV când eram noi. Da, 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 piața Angro, da, 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 piața, da, da, Angro, iar mi se pare un pic lucrurile mi se par forțate. Din păcate, noi acolo am vrut să extindem piața Angro, nu avem teren, nu este teren. Sunteți sigur că asta se referă, da, cu piața, da, ghetoului? Da. Piața Angro, da, nu de acolo. Piața Angro din spate, da. E unde, spre Muha, spre societatea, da, Muha, da, e, da. Și acolo intenția noastră este de a mai cumpăra o bucată de teren. Sigur, nu este simplu să cumpere ca primărie bucată de teren, trebuie făcută licitație, trebuie să niște chestiuni care le avem în vedere, dar este la fel de probabil să facem o piață Angro la intrarea municipiului Suceava din Sfălticeni, să o împărțăm în două, ca să spun așa, și acolo am găsit niște teren, am găsit niște posibilități de colaborare cu comuna Moara. Dar ați putea să înlocuiți târgul de mașini de la Severin cu piața Angro, că pe, da, urmă curcă sâmbătă, că aia fac probe și intră în copaci, că, da, vrea să vadă cât prinde BMW-ul, că îl știți? Da, ajungem într-o zonă în care nici măcar nu putem glumi, societatea, mă rog, este proprietate privată care trebuie respectată. Da, dar ei fac teste, știți? De E85, pe acolo trecem noi. Da, mergând mai departe, iarăși ajungem la termica, un contract de fidejusiune, așa se cheamă în termen juridic, în măsura în care noi garantăm plata unei datorii a societății de termoficare de 64 de miliarde de lei vechi către ACET. Suntem într-un blocaj și la nivelul ACET. Care apă de 64 de miliarde, cât apă trebuie să bei de 64 de miliarde? Da. Bea termica asta apă? Bea, că e cea mai mare consumator de apă la ora actuală din oraș. Și sigur că nu putem să lăsăm nici pe cei de la ACET, nu au posibilitate să suporte aceste... Bă, dar termica mai dă și curent, nu mai ia bani de la... Da, acum a început să dea... Erau discuții vis-a-vis de furnizarea agentului termic în data de 15 octombrie. Unii asociații proprietari ar fi dorit să mai amânăm acest lucru. Sigur, ele au posibilitatea să regleze acest lucru la scara blocului, prin acele branșamente care sunt prevăzute la fiecare scară de bloc, sau prin repartitoare de costuri dinăuntru, dar un lucru important este că s-a pornit funcționarea, sau mă rog, s-a pus în funcțiune un cazan la termica, care furnizează și energie electrică în sistem, și acest lucru dă posibilitatea celor la termica să poată încasa bani de la Transelectrica, și acest lucru se va întâmpla începând cu luna noiembrie. De asta spuneam că în măsura în care vin banii aceștia de la guvern, nu mai bine legăm lucrurile între ele cu banii care vin de la Transelectrica pe energie electrică, cu banii pe care o să-i dăm și vin să încasează prin Ministerul Muncii aceste ajutoare pentru încălzire, și îi rog pe cei la asociații proprietari să aducă la primărie formularele care au fost înaintate pentru subvenții la încălzire, în așa fel încât până la sfârșitul lunii să le avem la primărie, să le putem noi procesa. În luna noiembrie se dă dispoziția de primar de de contare acestor ajutoare de încălzire. Sunt alți bani pe care încasează termica prin Ministerul Muncii, deci lucrurile încep. În momentul ăsta, ACET-ul se pune pe picioare, că în momentul în care își recuperează acest debit uriaș de la termica, practic nu mai are așa mult de recuperat, nu? Da, se poate spune că așa. ACET-ul bănesc că de la populație nu are de luat așa mult cum are termica de luat. Nu, dar sigur că este suma cea mai mare care are din casat ACET-ul, dar au și ei, în coadă spun, de creanțe, au restanțe din casat, având în vedere faptul că astăzi sunt operator regional, deci nu mai discutăm mai de municipiu. Dar domnul Groza e voinic și se descurcă. Domnul
capabil să gestioneze. Eu spun, domnul Grodan, chiar este un om capabil care să gestioneze. Eu vă mulțumesc din punct de vedere al pregătirii dumnealui profesionale și vreau să vă spun că este un om pregătit pentru postul pe care îl ocupă. Și inclusiv faptul că a putut funcționa până acum cu această datorie de 64 de miliarde demonstrează că e un manager bun. Adică... Domnul Bogdan a ajuns fâne la par, cum se spune. Deci am avut niște discuții foarte ferme, dar punctuale. M-am implicat personal și am fost în calitate de mediator între directorul de la Termica și directorul la CET. Am găsit această formulă de a debloca și Termica și CET-ul. Până la urmă sunt amândouă societăți ale Consiliului Local. Dacă la Termica, trebuie să spun foarte clar, am găsit o variantă de a face nouă societate de termoficare, la apă, la CET, cu toate că domnul Ștefan pune această întrebare, nu aveam un plan de a face altă societate de apă și atunci trebuie să ținem de asta în viață. CET-ul deocamdată știu că a intrat în proiectul ăla european cu implementare regională, nu? Și da, e un proiect de 120 milioane de euro și nu vreau să spun, mâine dimineață chiar și la ora... la ce stadiu e? Poftim? Proiectul ăla în ce stadiu? A fost licitat în ceea ce privește municipiul Suceava, s-a desemnat un câștigător, suntem în perioada de 10, luni, de 10 păi zile. Nu e doar pe municipiul Suceava, nu e pe tot județul? Nu, sunt pe aglomerația Suceava-Salcea, așa s-a făcut o componentă licitație, pe Fălticene altă licitație, pe Gura Humorului altă licitație. Uh-huh. Deci sunt mai multe licitații. Dar același proiect. Același proiect, dar are mai multe componente. Ca obiectiv de investiții... Și când va fi gata proiectul, practic rentabilizarea va fi alta, calitatea... Da, rentabilizarea alta, gradul de acoperire undeva la un 98% la apă și canalizare. E un lucru destul de important. În județ? În municipiu. În municipiu. În municipiu, da. În municipiu. Un lucru foarte important. Deci în măsura în care implementăm și etapa a doua... Deci asta eram deja în Luxemburg, adică... Dacă era în județ, mă refer. Da. Eu vă spun o chestiune, nu știu dacă am spus la dumneavoastră în emisiune, totuși sunt și proiecte importante pe care le-am demarat pe linii de apă și canalizare, ținând proiectul ISPA, discutăm de etapa a doua a proiectului de apă și canalizare, a tot București, cât e de București, părerea mea că are bani foarte mulți în comparație cu Suceava, de exemplu, sau alte localități din provincie, nu s-a derulat niciun proiect pe apă și canalizare în orașul sau în capitala București. În municipiul București. În municipiul București, în capitala țării. Da. Când plouă și sunt ploi abundente, toate pasajele sunt inundate, se merge cu barca pe acolo. Dar Bucureștiul dumneavoastră vi se pare bine gestionat? Hai să vin să nu vreau să comentez. Eu am și știți foarte bine că am locuit în București, că acolo am făcut studiile și am și profesat o perioadă și vă spun sincer, în momentul în care ai primari de tip Crin Halaicu, în momentul în care tu ești atât de deștept încât să votezi Viorel Lis. Asta ai, tată, pe da. Da, bine, acolo mai este și o problemă de funcționare a relațiilor dintre sectoare și primăria generală, atribuțiile pe care le au sectoarele și primăria generală. A trebuit o armonizare a strategiilor, cel puțin la nivelul Consiliului General. Sigur, e ușor de a sfaturi, dar vă spuneam că totuși... Da, da, vreau să vota cu Viorel Lis, vreau, hai să vizionăm, adică... Da, și... Bun. Vorbim de... Da, așa, și mergând mai departe, spuneam că vom achita această datorie la ACET pentru Termica. Ia un principiu simplu. Ne uităm la OTV, ascultăm Adrian Copilul Minune și votăm Viorel Lis. Și treaba merge înainte, da, nu? Păi, e India sau ce e aici? Lucru pe care vreau să-l subliniez în această emisiune, vreau să vă spun un proiect foarte important pe care vrem să-l finalizăm anul viitor, se referă la Centru Cultural Bucovina. Și acolo am făcut o analiză, ne mai trebuie 50 de miliarde, cel mai probabil... Domnul, de acolo lucrurile oprite? Eu văd că stau acolo. Nu, deci vă spun exact cum stau lucrurile. Noi sau lucrează în secret și nu vedem noi. Nu, în secret. Am rămas noi restanțieri, am avut la un moment dat 13 miliarde de datorii. Deci momentan sunt oprite lucrurile? Nu sunt oprite. Din cele 13 miliarde am reușit să mai achitat 7-8 miliarde, am mai achitat între timp. Către Civica. Către Civica și în acest moment Civica a început să lucreze din nou, să pregătească niște lucrări de închidere, de conservare pentru iarnă. Iar rămâne pentru anul viitor, voi merge în Consiliul Local să luăm un credit special pentru această lucrare de investiții, să o finalizăm. Da, e o lucrare care e foarte importantă, eu zic că e pornită bine și... Plus că în stadiul în care ține și centrul blocat. Da, corect. Asta trebuie să facem anul viitor și ne va permite acest lucru, având în vedere faptul că o parte din investiții le încheiem în acest an, iar această investiție este una destul de importantă pentru activitatea culturală din municipiul Suceava, acolo unde noi avem mare restanță, dacă suntem de infrastructura pe cultură. Acum avem aceste două obiective, centrul cultural Bucovina, pe de-o parte, centrul
Culturalizul Popular, care oricum este finalizat în acest an pe proiecte europene, vom avea două clădiri pentru desfășurarea activității culturale în municipiul Suceava, care ne va permite să dăm culturii ceea ce îi cuvine, pentru că trebuie să spunem foarte clar aici, primele sacrificate din cauza crizei economice sunt cultura și sportul. Pentru cultură avem această infrastructură de care am vorbit și vreau să vă spun că pentru acel proiect cu complexul sportiv, spun aici în această emisiune, sper să se lege ceva, un grup de investitori din China vor veni joi la Suceava să avem o discuție pe această temă. Ca să ce? Pentru complexul sportiv. Ca să ia stadionul vechi? Da, aceleași strategii de proiect. Un proiect integrat, stadionul vechi, stadion nou, realizarea de stadion nou, de realizarea sală de stadion polivalentă. Nou și locul stadionului vechi, hotel cu... Da, un mini World Trade Center, spunem noi. Și credeți că... Domnul Bogdan, încep să cred de ce chinezii au bani, știți că investesc în toată lumea. Doi, au fost câțiva ani de zile în care nimeni nu ne-a mai întrebat despre acest proiect. Eu sunt mulțumit că măcar mai întreabă. Sunt niște canadieni interesați de acest proiect, acum vin și acești chinezi, deci încep să întreb. De ce ei fac acolo, dacă lucrează în ritmul lor, ei în China fac un zgârie în oră în 6 luni. Da, deci faptul că încep să întreb e un lucru bucurător pentru mine. A fost o perioadă de prin 2009 până în 2011, când n-am mai întrebat nimeni. Nici n-am mai întrebat, nu să vină la modul păi de discuție. În interval de timp cât facem noi aici Centrul Cultural Bucovina, ei în China construiesc un oraș. Știți cum merge la ei treaba? Da, merge, da, trebuie să ai și bani. Da, și la ei nu sunt contestații la licitație. Da. Adică în China, știți, mai vine Viorel Juravle să conteste licitații. Adică, în China treaba merge, că acolo e și un pic mai, un sistem mai linear, așa, nu? Ia cu ce partid de la putere acolo? Vadim, cine e în China la un partid așa mai. Domnul primar, spuneți-mi, vă rog, mai vine mâncare de la Uniunea Europeană pentru cetățeni? Da, deci sunt venite 6 sortimente din V8, dacă știu eu bine. Se distribuie aceste ajutoare începând de săptămâna trecută, de fapt, la sede primăriei municipiului Suceava din cartierul Burdujeni. Îi rog pe cei care știu că au dreptul la aceste ajutoare, și aici discutăm de pensionare cu pensie până la 400 de lei, discutăm leiron, discutăm de șomeri față în plată, acum s-a mai dat o derogare și la șomerii care nu sunt în plată și sunt în evidență, și alte categorii de persoane care potrivit legii beneficiază de anumite facilități din partea statului. Deci cei care au știu că au dreptul la aceste ajutoare să meargă la primăria municipiului Suceava din cartierul Burdujeni să ridice aceste ajutoare. E un lucru paradoxal, cei care au dreptul nu vin să le ridice și mulți care nu au dreptul vin și se roagă de noi să le dăm. Ori primăria n-are nicio competență de a adăuga sau a spate. Uite, ăsta are dreptul, vii cu el de mână, îl ia, îi le dau lui și el ți le deții. Da. Stimați telespectatori, am abordat aproape toate punctele, dar mai sunt. Eu am să vi le recapitulez, după aia ne axăm pe cele pe care nu le-am pomenit în această emisiune, ce se va discuta în ședința de Consiliu Local de joi. Deci finalizarea străzii, ce înseamnă cu ridicarea la nivel a canalelor și marcajele rutiere, parcajele subterane, Centrul Tradițiilor Populare, Centrul Cultural Bucovina, ajutoare pentru încălzire, ajutoarele Uniunii Europene, cele care constau în hrană, cum spuneam, o să spuneți și ce, că nu mai știu, făină, da, cușor, făină, malai, griș. Pentru un an au dat paste, mă gândeam, la noi toți fac scoici cu paste. La... Da. Licitația de post câini comunitari. Da, aici trebuie să spunem foarte că... Da, aici o să-i adăpostim. Da. A fost licitația, sunt 4 oferte, va fi un câștigător, aștept și eu cât mai repede. Sigur, sunt niște etape obligatorii de parcurgerea licitației, de semnarea câștigătorului, perioada de contestații, dar eu încă trag speranța și văd că Dumnezeu este cu noi, încă este cald afară, să turnăm pardoseala, că despre asta este vorba, cel mai important lucru acesta de post, după care să începem să strângem câini de pe străzi. Da. Și la fel un proiect foarte important. Apartamente este, da, foarte este important, numai că aici nu am... Guvernul a abandonat acest program de cofinanțare a... Nu, arată că dumneavoastră primăria nu renunță asta. Da, nu, încercăm să mergem mai departe. Aici sunt niște vești bune, ca să le spun așa, din partea Uniunii Europene. S-a aprobat o axă pentru reabilitări termice la apartamente. Urmează ca guvernul să dea o hotărâre de guvern cu ghidul solicitat, deja se cheamă el, și acolo să vedem exact, el se adresează
la categorii vulnerabile, adică la cei care au venituri mici. De regulă vin să fac reabilitări termice cei care au venituri mari, au posibilități financiare. Noi vom încerca să promovăm cât mai multe proiecte, dar trebuie să vedem exact norme metodologice ale acestui ghid, ghidul solicitant, așa cum se cheamă el din punct de vedere tehnic, în așa fel încât să convocăm de îndată asociații proprietari, să avem discuții cu ele, să stabilim cele care sunt eligibile în proiect și, bineînțeles, cele care au bani. Pentru că, vă spun, avem și o experiență mai neplăcută, așa, după din anul 2010, când din cele 15 blocuri pe care le-am făcut cu fonduri guvernamentale, la voi 3 n-am închis de cont nici astăzi, pentru că asociațiile n-au adus toți banii. Spun eu așa, se caută motivii de a nu se plăti câteodată, în ideea că nu s-a finalizat proiectul. Când mergi la fața locului, spun, dar nu mă lasă să merg, să-i, nu știu, să-i fac terasa din fața apartamentului. Nu învârtim în cer câteodată, dar trebuie să vom avea o discuție separată pe această temă. Da, păcat, păcat, pentru că mulți nu înțeleg că e o oportunitate să... O oportunitate de două ori, de a reduce costurile energetice și de ce nu de a avea un oraș mai frumos. Parcajele subterane când sunt gata, domnule? La 1 noiembrie, gata deja, acolo sunt lucrări secundare ce se mai face azi pe acolo, dar la 1 decembrie vor fi inaugurate oficial. De 1 decembrie, nu 1 noiembrie. Decembrie. Deci la 1 decembrie se taie panglica... Nu știu, poate nu o tăiem, dar le inaugurăm. Nu tăiați? Da, nu știu, nu sunt adept numai decât a panglicilor. Important este să inaugurăm acolo. Dacă nu vreți, o tai eu. Nu mai se poate parca lumea. Da, asta e important. Da, chiar mi-aduc aminte că odată am tăiat o panglică împreună. Când am fost la domnul Ciuc, în spate, da, la când da. inaugura sala nouă. Da. M-a chemat și pe lege, hai aici lângă domnul primar să tai. Da. Și mi-a dat o foarfecă. Da. Și am trăit și eu senzația de... Da, tăi tot de panglici. Da. Păi, știi că ai senzația că ai niște frunze de câine, știi? Frunze pentru câine, adică, în mână. Da, tăiatul panglicii cu tăiatul frunzei la câini, să știi că seamănă uneori. Nu știți că la noi tăiau panglica la câte 500 de metri de autostradă, toată. Dar nici azi nu gata. Ne-am văzut mai jenant la toalete, tăiat panglica ca în avea de toaletă. Da, și era tare, dacă în momentul în care tăiai panglica, ieșea unul, da, poftit. Da. Centrul Tradițiilor Populare, domnul primar, n-am spus de el nimic în seara. Da, am spus ceva trecător, este finalizat și el, la fel suntem la faza de dotări, deci se achiziază aparatură, dotări. Deci spre deosebire de Centrul Cultural care intră în conservare, da. Centrul Tradițiilor... Da, intră în conservare pe această iarnă, iar Centrul Tradițiilor este gata și va intra în funcțiune. Și panglica când la Centrul Tradițiilor? Tot la 1 decembrie, tot la... dacă e zona națională. Păi vă dați seama, deci, și când aveți timp să le inaugurați? Deci care inaugurați? La 8 dimineața inaugurați parcarea, nu? Să ajungem, o să le... După aia la 10 centru, chiar în aceeași zi le inaugurați pe amândouă? Asta, cam asta este ideea. El va fi gata la 1 decembrie, dacă tot e ziua Republicii. Tu dai seama câte inaugurări pe 1 decembrie? Răstu ceama. Deci Centrul Tradițiilor Populare și parcajele subterane. Ajutoare, încălzire? Da, cred că am spus, așteptăm să întoarcă cererile asociației proprietari. Ajutoare UE, deci ați spus făină... Făină, griș, mălai, orez, mălai. Alte produse care sunt carne, pălincă, nu? Nu, încă nu. Nu știu eu pe nici ne place. Așa, licitația de păscâini comunitare, ați spus că rămânem cu căței pe stradă deocamdată. E deocamdată, dar eu sper să-i dăm în acest an. Și reabilitare termică apartamente, din păcate, nu a fost o experiență foarte plăcută pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră personal, pentru autorități, colaborarea cu cetățenii în sensul că nu plătește cetățeanul deși dă numai 20% și caută pretexte, nu e finanțată lucrarea, dar constructorul zice, păi nu mă lasă. Eu am încercat și am fost foarte constructiv, deși conducătorul proiectului era primăria, am chemat și la licitație, am chemat și o parte de proiectare, dar asta e situația, eu rămân optimist că vom putea promova cât mai multe proiecte. Da, văd ceva de canotaj, nu știu dacă... Da, tot în spiritul sprijinirii activității sportive din Suceava, este o fată care este campioană mondială și europeană la canotaj și prin CSM, prin clubul CSM, vom acorda o sumă de 30 de milioane de lei vechi, ei și antrenorului. Deci vorbim de doamna Gena Beleagă, da? Da. Și despre domnul Ion Despa, sau cum Despod, cred că, da. Dânsii vor primi
fabuloasa sumă de 30 milioane de lei vechi. Domnul Bogdan, de unde ne avem, dăm și noi, că asta este. Da, pentru un campion mondial, adică și european. Eu nici nu știam că avem așa ceva, campion mondial la Suceava, la canotaj. Da. Unde se antrenează? La Fălticeni? Sau? Nu știu, exact, face parte din lotul național, știu, la Fălticeni. Pe Luciu de Apă, de la Bosanci, revendicat de cetățeni, acolo se antrenează, nu fac canotaj. Nu știu, la Fălticeni știu că este bază de antrenament. Da. Este o bază, da, păi înainte erau și hidrobiciclete la Fălticeni. Și cum v-a venit ideea să-i premiați? Că acum, păi, sincer, vă felicit. Deci, domnul Bogdan, eu vă spun la modul sincer, chiar și în acest an, noi am acordat undeva la 30 de miliarde de lei pentru activitățile sportive. E un lucru care nu-i puțin în condiții actuale de criză. Deci, cei de la CSM, Clubul Sportiv Municipal, a făcut o solicitare în acest sens. Noi avem bună colaborare cu CSM-ul și toate ramurile sportive la nivel de CSM sunt sprijinite și de primărie. Ei singuri sunt aparțin de Autoritatea Națională de Sport, dar primesc foarte puțin bani de la bugetul de stat. Asta mă uitam și eu. Deci doamna domnișoara Beleagă Gianina a ajuns campion mondial la canotaj, da? Și primește, de exemplu, la un exemplu, de la primele 30 de milioane de lei vechi, care pentru un fotbalist, nu? Genial, cum e Tănase, l-ai văzut, nu? Ai văzut ce față de geniu are? Păi la el ăsta e micul dejun 30 de milioane, că el bea șampanie la micul dejun. Domnul Bogdan, v-aș contrazice puțin, au început să aterizeze pe pământ și cei de la fotbal, l-ați văzut la Suceava, cu bani puțini chiar să... Bun, nu vorbeam, vorbeam de băieții ăștia de la București, știți, care cu... Și acolo, și acolo lucrurile s-au mai... Cu fiertuța, cu... Și acolo lucrurile s-au mai așezat. Da, sau, am văzut. Ați văzut, nu, după meci. Au mers cu băieții de la... și cu olandezi, au corupt și pe aia. Da. Pentru că întotdeauna, să știți, românii au, deci una din marile calități ale poporului român sunt, nu, puterea de convingere. Deci olandezii, nu mergem, nu mergem, hai bă, vin o să-ți arăt. Și la sfârșit, ai văzut că am avut dreptate, da, și adio viață sportivă. Da. Știți că au luat și jucători de la olandezi de au dus la club. Știu, știu. Citești dumneavoastră presa mondială, măcar pe toată. Sau vă uitați la... Să iubitor de fotbal și chiar urmăresc... În Afganistan, și asta nu e o glumă, e o realitate, soldații români au construit din ce au știut aparat de făcut rachiu și știți cum i-au descoperit? Plecau, domnule, de la cantină cu portocale multe în sacoșă, bani, tot ce era, erau fructe, dar nu pe ei au descoperit, pe americani, că ei plecaseră, le dăduse drumul, plecaseră acasă și au vândut aparatul american înainte de a pleca. Și când se intra la seara la culcare, au niște tuburi speciale în care descarci mitraliera. Și că americanii, după ce beau rachiu de la făcut cu mașinăria aia, descărcau un tubul ăla, mitraliau toată seara. Caz absolut real, am văzut un documentar. Deci, puterea de convingere au demonstrat-o și Mutu și Marica, care sunt într-adevăr și ei niște oameni care, prin exprimarea lor elocventă, au convins pe olandezi că, într-adevăr, ținuturile mioritice au o prezență feminină de mare valoare. Acord. Domnule primar, vă mulțumesc pentru această minunată emisiune pe care ne-ați oferit nouă postului de televiziune, pentru ca și noi să o putem oferi telespectatorilor noștri și dumneavoastră să oferiți plătitorilor de taxe din municipiul Suceava, chiar și neplătitorilor. Că dacă plătesc cablu, nu contează dacă au plătit apa, au televizor, știți? Și vă urez succes mâine la comandament. Astăzi am vrut să vă determin să zâmbiți ca să epuizați toată relaxarea, ca mâine să fiți foarte nervos, mâine să nu zâmbiți, mâine să-i luați la scuturat. Și pe aia cu străzi, și pe aia cu... Că mie îmi place la comandament. Da. Domnul, de ce acolo nu... Păi știți că... Și de să... Măi, domnul, măi, de ce nu... Și a dat roade sau nu? A dat. Și făcut marți de marți, marți de... Da, că și picătura asta chinezească, dacă tot vorbim de chinez. Au fost foarte benefici și mă refer și la proiectul ISPA și la aceste proiecte. Deci una e să-l ții în priză pe constructor și da, tactica este cu biciul și zăherelul, s-o scos la capăt. Asta. Fără să vă luat, vreți să vă spun ceva sincer, 90% din primari făceau comandamentul ăsta, eu știu, ori se apucau entuziasmați și în 6 luni o abureau, ori îl făceau înainte de alegeri cu vreo 6 luni. Dumneavoastră îl faceți de 4 ani și îl continuați chiar dacă au trecut alegerile, lucru pentru care vă felicit. Mulțumesc, domnul Bogdan. Și vă urez încă o dată succes mâine la păruit constructor la comandament. Da. Stimați telespectatori, această emisiune va fi difuzată în reluare de postul nostru de televiziune. Deocamdată rămâneți alături de știrile Bucovina TV.